haideți, doamna Saveta, dar să poate așa ceva, bună dar n-am mai râs ceva. Bună ziua, bine bună v-am găsit, ziua, bine dragii mei telespectatori, nu se poate. Nu ce bine mă simt aici, ce frumos studio. Ia uite, frumos. Ce frumusețe, am domnul Brancu. Am pus, uite, mocheta asta, am pus-o pentru dumneavoastră. Vai, ce am aprins luminițele astea, nu erau toate. Jumătate pentru dumneavoastră le-am aprins. LED-urile astea nu voiau, wow. Astăzi au zis jumătate, e joi, e 35 de grade afară, nu mă mai aprind. S-au aprins, doamna Saveta, stați jos. Vai, mulțumesc tare. Doamna Saveta. Vai, ce frumusețe. Ce frumusețe. Doamna Saveta, o să mergem alături în studio și o să, da, cu drag. Și o să vedem imediat. Stați jos un pic, că vreau să discut cu dumneavoastră. Da. Deci, câte ei aveți, doamna Saveta? Am multe colecții, dar am colecții foarte vechi. Foarte vechi. De exemplu, ea care să mergem acum este de peste 200 de ani. E de la buna mea. Buna mea a trăit 80 ceva de ani și a avut-o de la buna ei. Vă dați seama că are 200 și ceva de ani. 200. Pânzăturile la fel foarte vechi nu mai găsește acum așa ceva. Nu mai găsești, nu? Mergem imediat acolo. Chiar vă rog, să o conducem pe doamna Saveta în partea cealaltă. Puneți camera pe mine și cred că e momentul să vorbim acum de concursul de la Prima TV. Câștigă premii pe cuvânt, îl știți foarte bine. Este concursul prin care puteți să câștigați, dacă puneți cuvintele cheie, de care deja le știți și le găsiți în programele Prima TV, puteți să câștigați bani în fiecare zi sau un sejur ultra-all inclusiv într-un resort din Antalya. Până pe 12 iulie e concursul Băgaz Mare. Trebuie să trimite, vă înscrieți la www.primatv.ro și vă înscrieți acolo și trimiteți minim 2 indicii. Așadar, repede mergeți în Antalya împreună cu Prima TV. Hai să vedem pe doamna Saveta, colegii să fie acolo. Doamna Saveta, ce mi-arătați, doamnă, că vin și eu după dumneavoastră acolo. Arăt o ie care de, uitați, e atât de veche, de Bistrița Năsăud, e de peste 200 de ani, domnul Brancu. Ia uite. Doamna Saveta, foarte frumoasă ia, foarte, foarte frumoasă. E păstrată, frumoasă. Deci, știți cum o păstrez, ca ochii mei din cap. Aici vreau să văd. Deci, care e partea de 200 de ani? Asta e, toată e. Stați așa să se vadă, da. să vă vadă. A, așa. Deci toată, așa. Toată este, uitați. Dar cum ați reușit să o țineți uitați așa? Uitați ce mărgele are cu sute, toate. Ia uitați. Cum se făceau atunci. Ia uitați. Cum se întreține o ie de genul ăsta? E, foarte greu se întreține. Eu nu o iau decât foarte rar. O iau la spectacole foarte mari, unde trebuie să fiu extraordinar de autentică și totul foarte vechi, așa ne spune realizatoarea respectivă. Și mărgeluțele astea care le se făceau aici, se coseau. Se coseau, se da. Se coseau da. Pață, nu știu cum să stau să vadă. Dar vedem, doamne, se coseau. Da, suntem aici. Se da. Coseau, uitați. Astea se făceau cu... făcute de oameni, de și în jos, partea de jos este tot de 200 de ani? Tot sau? poalele tot de 200 de ani. Uitați, v-am adus pânzăturile. La noi se zice, pânzătura. E de lână. Pânzătură țesută în război, partea asta, iar asta e făcută cu mâna. E făcută cu mâna. Cu mâna. Așa se făcea acum 200 de ani. Eu le-am de la bunica mea. Bravo, acum, super. Încă n-am 200 de ani, dar mai am... Eu zic că mai, doamna Saveta, vin eu cu tortul, când faceți dumneavoastră 200, aducem noi tortul. Așa, așa, nu-i problem. Așa, așa. Da, haideți asta, și dincolo, hai asta, să vedem. Asta este de, este de 150 de ani. 150 de ani, da. Superb. Asta e mai galbenă, că a fost pânză, astea săsute în război. Toate se făceau un război, dragii mei. Adică război de țesut, pentru cine nu știe, pe vremuri, cu războiul de țesut se făcea, nu război de la în care se bat oamenii. Și asta e pânză făcută în război. Și după aia e cusută cu mâna, uitați, totul e cusut cu mâna. Iar păzăturile sunt țesute tot așa în război, dar făcute cu mâna, tot așa, făcute cu mâna, împletite, cănaci, se zice la noi asta. La noi se zice cămeșă, cămeșă. Da. Foarte frumos. Da, dar sunt vechi, rău. Dar sunt superbe, știți de ce? Mie mi se pare că uneori cei care fac acum iile le fac încărcate. Vedeți ce finețe era cu 150 de ani? Da. Este un rafinament absolut extraordinar. Extraordinar. De asta v-am spus că și Yves Saint Laurent a fost atras de ie, pentru că dincolo de multe ii care par a fi foarte încărcate, asta are o linie, o finețe absolut extraordinară. Iar asta, tot așa, e de vreo 100 de ani și asta... Pieptarul, nu vă mai spun, 150. 150, doamna Saveta. Și mai am încă unul de 200 de ani. Dar nu mi-am mai încăput în geantă. Auziți? Am și eu o curiozitate. Uite, colegul Ciprian întreabă cât costă una de asta, doamnă. Vreau să... Să știm dacă mai ajungeți cu ea acasă. Adică poate o rechiziționăm noi. Adică... Deci, aceasta e, așa? Am primit pe ea 2000 de euro acum 3 ani și n-am vrut să o dau. Foarte am zis, frumos. Când o ai muri, atunci o duc la Muzeul Satului să scrie acolo de la Saveta Bogdan. Donație de la Saveta Bogdan. Foarte tare. Pentru că e foarte...
nu să mai facem mărgeluțele astea. Să, așa este. Nici, nu știu dacă să mai găsesc, poate la Năsăud de la mine să se mai găsească, dar e foarte veche și aici la un moment dat mi era strâmtă la gât. Așa. Și am rugat-o pe, am făcut o danteluță aici, o cipcă, da, la noi se zice cipcă. Așa este. Cipcă se zice în Ardea. Cipcă? Cipcă, cipcă. Am făcut o cipcă să poată să mințe, că femeile atunci aveau căpușorul foarte mic, nu știu, da? Cum. Am zis, domnule, dar cum ai băgat bunico? Bunica mea era Saveta. Bunico, cum ai reușit? Tot Saveta era? Saveta o chema, că la noi știți cum e? E un obicei. Primul copil care se face, eu eram al doilea copil din familia Sohorca, se face, era Emil, frate meu, care a murit, Dumnezeu să-l odinească. Și a doua am fost eu, Saveta. Și trebuia să pui după numele socrilor. Bunicul meu a fost Emil, bunica a fost Saveta. Așa e la noi. Și după și acum să la copii, dumneavoastră se transmite? Da, uite, la fata mea i-am pus Maria, Cătălina, Ioana. Am pus și Maria după soacra și Cătălina după mama și Ioana după nașa. Le-am împăcat pe toate. Da. Foarte frumos, doamna, da, Saveta. Asta cât costă? Foarte vechi. Deci asta am primit pe ea, v-am spus, 200 de, de 2000 de euro. 2000. Asta 2000, asta? Asta cam 1500, 1500, cam așa. Dar nu le dau nici pe 5000. Nu le dau, pentru că e valoarea mea. Bine, nu mai face nimeni. De fapt sunteți milionară în ținute. În ținute. Dar pentru că sunt foarte frumoase. Regia, hai să o rugăm acum pe doamna Saveta să cânte, pentru că e aici între manechine. Da. Și după aceea mai mergem acolo, că mai avem ceva de vorbit. Am zis că aveți și un festival, ceva, nu? Am festivalul. Stați așa, nu vă spargeți, doamnă, în anchetă, cum se spune. Așa, așa, așa. Doamnelor și domnilor, o piesă minunată cu Saveta Bogdan. Ca și eu, da. După ce îmi fac festivalul pe 3 iulie... E festivalul care îmi poartă numele și îl fac... Festivalul Saveta Bogdan. Da, e a treia ediție și am foarte mult, foarte mult s-au înscris și de-abia aștept să se facă. Pot să spun locația unde? Doamna Saveta, puteți să spuneți... Da, am scris pe Facebook. A spus pe Facebook, da? Da. După o scurtă pauză mai povestim puțin cu doamna Saveta. O să vedeți un interviu spectaculos cu Nicole Sherry, care este însărcinată la 22 de ani, doamna Saveta. E bine, e foarte bine. Tinerică, unde mai vezi așa ceva pe vremea asta, doamna Saveta? Da, așa este. Un interviu absolut dement cu Cătălin Cazacu, care la un moment dat se proptește în sânii unei domnișoare cunoscute, nu știu ce să zic... Pauză. Așa că aștept să mă sunați din America, dacă mi-aștept Dumnezeu să plec. Ne sunăm și ne auzim. Nu spuneți că cine știe, poate vă sună cineva. Pauză. Da, doamnelor și domnilor, suntem în sărbătoarea ei. După cum vedeți, ne-am îmbrăcat și noi. Nu vorbesc, doamna Saveta, ne-a adus minunățiile astea. Doamna Saveta, deci vreți să plecați în America? Da, vreau pe 20 ceva iulie voi pleca. Și tot așa stați mult? Stau câteva luni. Las că mă sunați de acolo și ne intrăm. Păi gata, facem niște Skype-uri, recolta, vă arăt ce am făcut pe acolo. Dar dumneavoastră tot acolo stați în casa aia unde e câmpul ăla. Vacanța de vară, vacanța de vară, da. Neapărat, doamna Saveta, să vedem și noi ce se mai întâmplă în America, doamna Saveta. Uite, avem înțeleg din regie că există un domn care este un admirator al dumneavoastră și care dorește să intre cu noi prin telefon. Nu e o rubrică pe care am lansat-o deja, cu oameni care vin și vorbesc cu vedete. Domnul la telefon, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnul Brancu! Bună ziua! Bună ziua! Să rămână, doamna Saveta, vă admir și vă respect. Sunt un mare fan al dumneavoastră. Mă bucur tare mult că v-a invitat domnul Brancu astăzi. Mulțumesc tare mult și eu vă doresc sănătate și tot ce vă doriți să vi se împlinească. Mă bucur că iubiți folclorul, mă bucur că iubiți ia românească, la mine în Ardea, la Bistrița, să zice folclorul, folclorul. Eu pe dumneavoastră vă iubesc mult, pe unde vă văd, eu acolo rămân. Eu mi-am pus parabolică special să vă prind pe unde vă duceți, să vă prind peste tot. Așa e, să mă prindeți peste tot. Îmi place foarte, foarte mult de dumneavoastră și acum trebuie să vă mărturisesc că deși este ziua ei, eu aș vrea fără ei. Doamna Saveta, se pare că aveți un admirator foarte insistent. Da, este adevărat, dar asta este, nu? Nu se poate fără ei, numai cu ei. Știți cum e, noi ne mai bucurăm cât ne mai bucurăm. Eu sunt singur, când înțeleg că și doamna Saveta este singură și dacă vine în America, eu sunt aici stabilit de câțiva ani, am și bani, am o pensie foarte mare. Din America sunteți? Da, domnul, din America sunteți. Din America sunteți?
Poate să și ia și zestrea cu dânsa, că poate, poate o punem de o nuntă mare la vară, că eu fac 69. 60, mulți înainte, mult domnul. Înainte. Îs mai tânără ca dumneavoastră. Da, dar pe astea îmi plac, mai tinerele, așa îmi plac. Bravo, domnule. Mai tinerele. Așa. Eu mi-aș dori tare mult să... Să fac alături de dumneavoastră vara asta 69 de ani și să încântați la ziua mea dacă o să fiți aici în America, într-adevăr. Da, o să fiu. O să fiu cu ajutorul Dumnezeu, da. Dar în ce oră? Bravo, deci la vă Chicago. Pot baza pe dumneavoastră că facem la vara 69 împreună? Eu sunt capricorn, fac pe 16 ianuarie. Așa că... Doamna Saveta face 69 numai în ianuarie. Asta-i treaba. Dar din ce oraș sunteți, domnul? Nu vă supărați, din ce oraș sunteți? Din ce oraș sunteți? Eu sunt din San Francisco. San Francisco. Dumneavoastră, da. Unde mergeți, doamna Saveta? La Chicago. La Chicago. Nu e o aruncătură de băț acolo, da. Nu-i problemă, eu am adunat pensia, da? În fiecare lună, că n-am pe ce să cheltuiesc. Și gata, păi, nu mai, păi, da, eu da, mai eu... stau, plec eu... în Chicago. Eu dacă... Chicago-nit-o de acasă și gata. Eu dacă mă mări cu unul bogat, îi dai da, seama, e a treia căsătorie, ce dracu, am murit doi. Nu... Am tot ce-mi trebuie, doamna Saveta, am tot ce-mi trebuie. Deci doar dumneavoastră să fiți de acord. Am tot, sunt sănătos, tun, nu iau multe medicamente, n-am pe ce cheltui pensia. Deci crede-mă. Și aveți pensie bună, aveți pensie bună. Mai puțin în noapte anunții, să nu o păstrați, să o dați jos. Deci acum nu știu, un pensie minut bună. Să mă mai țin. Aveți bani buni, adică stați bine în conturi, ca așa că poate doamna Saveta, dacă vrea unul bogat, s-ar putea să corespundeți. Păi a treia oară vreau și unul bogat, cu vile, cu nenorociri, pe ce? Mă mărit așa, să mă aflu treabă. Am mai multe apartamente pe care le-am închiriat aici, în San Francisco. Așa. Da, și dacă vrea dânsa, se poate ocupa de ele, adică să încaseze ea chiriile. Să încaseze dumneavoastră direct, la dumneavoastră în cont? A, la da, mine în cont, bine. Să încaseze dânsa chiriile. Ia-o-s. Și singura mea dorință este să meargă așa pe-n casă, doar în ie îmbrăcată, așa, s-o văd eu pe-n casă, pe la mine în ie. O să mea o ie mai sexy, așa. Așa. Da. M-ați făcut să râd pe ziua de astăzi. Da. Domnul... Da, eu sunt serios, să știți că eu nu mă ocup cu de-astea, eu nu fac oamenii să râdă. Eu am fost serios, dacă vreți să luați în considerare oferta mea, eu m-aș bucura tare mult la vară, vorba aia, de ziua mea, să-mi faceți o bucurie. Domnule, de la 69 de ani să facem împreună. Nu vă supărați, stați așa, o cereți, domnule, sau nu o cereți? Că eu n-am înțeles. Nu țineți fata de vorbă, că pe vremea asta numai... Da. Rog seriozitate, da? Domnule, eu nu glumesc și mi-aș trăi cel mai mult... Dacă poate, pentru că aveți mână bună, am văzut, să ne fie naș domnul Brancu. Da, nu, pentru doamna Saveta, nu vă supărați. Nu, pentru dumneavoastră, sigur, nu mi-a spus numele dumneavoastră. Da. Numele meu este Nabut Iertna. Nabut Iertna, ce ești? Dar de unde veniți, domnul, așa? Nabut Iertna. Scrieți pe ecran Nabut Iertna și o să vă dați seama. Am înțeles. Vezi să nu fii rus, că nu plac ruși. Nu e, domnule, nu s-ar putea. Scrieți, domnule, scrieți Nabut Iertna. Scrieți pe ecran să văd acolo. Ia să vedem, ia scrieți, domnule, pe ecran. Nabut Iertna, da. Ia scrieți pe burtier acum să vedem. Domnule, ce nație de om e ăsta, domnule, am avut în viața mea? Da, domnule, eu sunt din România, dar sunt plecat de mult. În America să poată să-mi dea proprietățile, moștenirile mele, a trebuit să-mi schimb numele. Că de fapt pe dumneavoastră cum vă chema? Păi mă cheamă tot așa, dar invers. Nabut Iertna, adică... Stați așa. Păi, scrieți pe ecran.
ecran și citiți invers. Ia stai să vedem. Hai cu burtiera să înțeleg și eu și arată asta, să vedem cine e domnul. Ia să vedem. Deci, dacă, ia citiți invers, doamnă. Deci luați cuvintele, cuvintele și spuneți, deci ăla, Ierna, ia citiți în invers. A, N, D, R, E, I. Scrieți acolo. Cine admirat. Scrie Andrei și celălalt nume de la coadă la cap? Andrei și mai cum? D, U... A, N, D, R, E. Și celălalt nume? Și celălalt nume, na... Andrei? Duban. Nu știți pe Andrei Duban? uitați, doamna, deci, admiratorul deci, a fost o farsă, să înțeleg, da? Da. Haideți, doamna, dar să nu vă pară rău acum, că ați rămas măcar cu ea, pe dumneavoastră. Mă gândeam la veri ce mă așteaptă în America. Bravo, Andrei! Pentru 5 bravo, minute, frumos. Doamna Saveta era deja la tifundiară în America. Deja eram era la măritat. Era deja, avea biletele luate. Era gata. Bravo, Andrei! Era cu, e vaccinată, e făcea testul da, pe drum făcea. Acum. Bravo, Andrei, mult Andrei. Succes la mare, știu că ești mulțumesc, acolo. Mulțumesc, te iubesc. Și pe tine și pe nevastă ta. Da. Vă mulțumesc, vă pup, și eu. Pupă-l pe Armin, pupă și pe Grații, să ne vedem cu bine. Mulțumesc, Andrei. Săptămâna viitoare e ziua mondială a bancurilor. Poate facem, ne amplăm ceva. Da. Ești periculos, Andrei. Facem. Mare, te cel pup. Mai tare. Mare plăcere. Aveți o vară frumoasă. Mulțumim foarte mult. Să rămână, doamna Saveta, nu vă mai ținem, că v-am dat palpitații. Nu pleca. Doamna, vreți să...